După acestea, m-am uitat și iată o ușă era deschisă în cer și glasul cel din tâi, glasul ca de trâmbiță, pe care l-am auzit, vorbind cu mine, mi-a zis: Suie-te aici și îți voi arăta cele ce trebuie să fie după acestea. Iată, am fost în duh și iată un tron era în cer și pe tron ședea cineva. Și cel ce ședea semăna la vedere cu piatra de iasp și de sardiu, iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu cu înfățișarea smaraldului. Și 24 de scaune înconjurau tronul și pe scaune 24 de bătrâni, șezând îmbrăcați în haine albe și purtând pe capetele lor cununi de aur. Și din tron ieșeau fulgere și glasuri și tunete, și 7 făclii de foc ardeau înaintea tronului, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și înaintea tronului, ca o mare de sticlă, asemenea cu cristalul, iar în mijlocul tronului și împrejurul tronului 4 ființe pline de ochi, dinainte și dinapoi. Și ființa cea din tâi era asemenea leului, a doua ființă asemenea vițelului, a treia ființă avea față de om, iar a patra ființă era asemenea vulturului care zboară. Și cele 4 ființe, având fiecare din ele câte 7 aripi, sunt pline de ochi, de jur împrejur și pe dinăuntru, și odihnă nu au, ziua și noaptea zicând: Sfânt, 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 Domnul Dumnezeu, Atotțiitorul, Cel ce era și Cel ce este și Cel ce vine. Și când cele 4 ființe dădeau slavă, cinste și mulțumită celui ce șade pe tron, celui ce este viu în vecii vecilor, atunci cei 24 de bătrâni, căzând înaintea celui ce ședea pe tron, se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și aruncau cununile lor înaintea tronului zicând: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava și cinstea și puterea, căci Tu ai zidit toate lucrurile și prin voința Ta ele erau și s-au făcut.